O nouă filă s-a scris în istoria municipiului Moreni. A fost inaugurată sala de sport de la Liceul Tehnologic Petrol, ce are o capacitate de 300 de locuri și este a doua sală a sporturilor ca suprafață din județul Dâmbovița, după sala polivalentă din Târgoviște. Panglica inaugurală a fost tăiată de primarul municipiului Moreni, Constantin Dinu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, și Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia. Obiectivul a fost început în anul 2007, după care lucrările au fost sistate din lipsă de fonduri. Lucrările au fost reluate în anul 2014 cu fonduri alocate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3. Valoarea totală a proiectului modernizare sală de sport cu 300 de locuri la Liceul Tehnologic Petrol Moreni este de 4.851.745 de lei. Pentru reabilitarea și modernizarea comunitarii.
Mare. Felicit pe domnul primar și consiliul local. Felicit și mulțumesc Agenției de Dezvoltare Regională pentru sprijinul constant care îl dă proiectelor noastre și mă asigur că și viitor vom face lucruri bune pentru Mare. Să fie într-un ceas bun și succes celor care participă la competiție. Mulțumim tuturor celor care au venit să realizeze această frumoasă sală. Vă promit că așa de frumoasă va fi și în continuare. Mulțumesc echipei din AMCO București, locul întâi în Liga Națională. Și ce poate fi mai frumos, cât antrenorul echipei Dinamo este Colin Mândurașe, voi trebător! Nu au lipsit momentele speciale. La Moreni a fost oaspete echipa de handbal masculin Dinamo București, care a jucat un meci de gală cu echipa Clubului Sportiv Petrolul Moreni. Au mai fost prezenți inspectorul școlar general Ion Sorin, consilierii județeni Sache Neculaescu, Cornel Ștefan, Ioan Hermenan, consilierul municipal Liviu Vasilescu, Claudiu Mănescu, directorul direcției județene Tineret și Sport Dâmbovița și alți invitați.